Timișoara se pregătește pentru All-Star Game. Marți, sala Olimpia va fi gazda show-ului din basketul masculin românesc. Duelul nord contra sud, aruncările de trei puncte, dar mai ales concursul de slam dunk vor face deliciul publicului. Îmi doresc să fie un spectacol pentru dumneavoastră și să câștige publicul. Și evităm basketul românesc. La slam dunk avem într-adevăr cele mai mari satisfacții noi toți. Basket cum ne dorim, basket de calitate, spectacol, o sală plină. Cred că e normal ca în sfârșit să se întâmple în Timișoara astfel de eveniment. Având în vedere dragostea pe care bănățenii o au pentru, pentru basket, cred că locul în sala Olimpia vor fi insuficiente. Fanii vor putea intra în sală de la ora 17. O jumătate de oră mai târziu va avea loc prezentarea echipelor, iar de la ora 18 va începe meciul dintre Nord și Sud. Concursurile speciale vor avea loc în pauza mare, dar spectatorii vor putea participa la diferite întreceri în pauzele dintre sferturi. Ziua se va încheia cu un bal caritabil în care echipele vor licita pentru diferite obiecte de la meci. Banii vor fi donați într-o cauză socială. Intrarea spectatorilor la All Star Game va fi liberă.